Vineri dimineață a avut loc o coliziune între un autoturism și un autocamion cu trei persoane implicate, neîncarcerate și conștiente la ieșirea din Rădăuți spre Milișăuți. La fața locului au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD, autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Cele două persoane rănite, dar conștiente, implicate în accident, au necesitat îngrijiri medicale. Traficul în zonă a fost oprit total timp de aproximativ 30 de minute. Accidentul rutier s-a produs între un autoturism și un autocamion încărcat cu material lemnos.